Deseori, unele persoane din jurul nostru strănută de 10 de ori pe zi, stau cu nasul în batistă din zori până în seară și ochii lor sunt plini de lacrimi. Este vorba de persoanele alergice care se chinuiesc cu aceste simptome neplăcute odată cu încălzirea vremii, iar vacanțele acestor bolnavi sunt un adevărat coșmar. Sistemul imunitar al persoanelor alergice este mereu în alertă. Simptomele acestea neplăcute sunt specifice rinitei alergice, iar specialiștii susțin că atât necazurile create de rinita alergică, cât și crizele de astm pot fi ținute sub control cu un remediu la îndemână, extractul de coacăz negru. Există extractele naturale din mugur de coacăz negru, care este considerat un cortizon natural și ne ajută în perioada în care suntem expuși la factorii alergeni, dar și preventiv poate fi făcută o cură cu 3 luni înainte de expunere, siropurile naturale din fructele de coacăz negru și nectarurile, dar și ceaiul natural din 3 frați pătați. Extractul din muguri de coacăz negru se folosește ca adjuvant în dermatite alergice, stări inflamatorii cronice, oftalmologice, respiratorii renale, astm bronșic, bronșite alergice. Coacăzul negru crește sub forma unui arbust de 1-2 metri cultivat în Europa încă din secolul al XVI-lea. El este plantat și în grădini tocmai pentru proprietățile incredibile ale fructelor. Fructele mici și negre nu sunt foarte parfumate, dar compensează prin proprietățile lor imbatabile. Multe persoane folosesc coacăzul negru în formă proaspătă prin consumarea fructelor sau în sucuri. Folosite astfel, fructele au un conținut bogat în vitamina C și proprietăți antioxidante deosebite. Un vechi proverb de origine germană aseamănă sucul de coacăze negre cu sângele de urs, amintit în multe legende ca un tratament benefic pentru afecțiuni diverse.